Cunoașteți deja că nu-mi place să comunic prea mult sau mai mult decât este necesar. Ce am avut de spus pentru astăzi, am spus la tribuna Congresului. Restul urmează să vă spun la alte evenimente și posibilități. Am venit doar să vă spun un mulțumesc și să vă felicit cu ocazia sărbătorilor care se apropie. Să vă doresc un mult succes, sărbători fericite alături de cei dragi și pentru voi special un an plin de evenimente. Ca să vă doriți. Vă mulțumesc! Dați-i domnului prim-ministru să răspundă. Și eu, la rândul meu, vreau să vă spun că astăzi a avut loc un eveniment foarte important pentru familia democraților, pentru Partidul Democrat din Republica Moldova. A fost aleasă o nouă conducere. Eu cred că este prima formațiune politică care demonstrează că partidele nu sunt în proprietatea unor președinți care le fondează și merg cu ele până la declinul acestor partide. Vom depune tot efortul, așa precum s-a vorbit de la tribună, să modernizăm Republica Moldova. Consider că Partidul Democrat are capacitățile necesare. Vreau și eu să vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Vreau și eu să vă aduc felicitări cu sărbătorile de Crăciun. Vă doresc în continuare multe evenimente, dar mai multe, mult mai multe de cele pozitive, să vă fie de bine, să aveți parte de sănătate și bucurii dumneavoastră personal, dar și membrii familiilor dumneavoastră. Numai bine! Vă mulțumim!